A doua carte, în ordine cronologică, este cartea lui Dumitru Curiu, ziua de naștere a lui Mihai Mihailovici. Eu am tatonat multă vreme terenul cu Dumitru și mi-am dorit foarte mult să-l am ca autor în colecție. Mi se pare una din vocile cele mai puternice și mai personale în momentul ăsta în literatură, în literatura română. Și în momentul în care mi-a propus acest roman, mărturisesc că, în primul rând, mi-a plăcut foarte mult titlul. Iată cât de mult poate să conteze un titlu. Am avut, de fapt, și o mică dezbatere pe marginea lui, pentru că Dumitru s-a răzgândit, l-a schimbat, în fine, a fost o mică negociere, dar, până la urmă, tot el l-a ales pe acesta. Și cred că e foarte bine, pentru că se concentrează pe personajul principal al cărții, un personaj cu totul memorabil, Mihai Mihailovici. Cartea este, de fapt, dacă vreți, o istorie, aș zice, esențializată, cumva sintetizată, a momentelor cele mai importante din evoluția Basarabiei, nu știu, de la ocupația sovietică, al doilea război mondial, până în prezentul care nu e nici el foarte liniștit. Toată această istorie povestită, de fapt, prin intermediul unei istorii familiale. E vorba de o familie de undeva din Flutura, din satul Flutura, și în jurul acestui personaj, Mihai Mihailovici, de fapt, cartea începe în 28 iunie 1940 și se termină în 28 iunie 2018, sunt datele nașterii și morții lui Mihai Mihailovici, și este scrisă într-un stil cu totul neobișnuit, sunt microcapitole, sunt capitole scurte, care concentrează, de fapt, acțiunea care se petrece în ziua de 28 iunie, acest interval despre care anul din acest interval despre care am vorbit. E o carte foarte puternică, cu imagini aproape expresioniste, aproape naturaliste. Mi-a plăcut cu deosebire prima parte a cărții și evoluția lui Mihăiță, Mihai Mihailovici, în copilărie, acolo în satul Flutura, care se întâlnește, de fapt, pentru prima dată cu oroarea și cu trauma războiului, care, de altfel, vor continua să-l macină întreaga viață și să-i determine cumva destinul și existența. Asta nu înseamnă că e o parte lipsită de umor, e același umor de bună factură, un umor ușor amar, așa cum numai lui Dumitru Crudu cred că iese. Aproape întunecat uneori, cu nuanțe absurde, m-am gândit la Daniel Harms de câteva ori citind cartea. Ce să zic, e un roman care cred că va crea un moment, așa cum se întâmplă și cu celelalte cărți ale Dumitru Crudu. Apropo, că nu am apucat încă să te felicit pentru premiul Academiei, premiul Ion Creangă, pe care l-ai primit cu multă vreme în urmă pentru literatura ta, pentru proza ta. Și cea de-a treia parte,